ce înseamnă falsul patriotism? Aveți câteva remarci în această nouă carte privitoare la patriotismul de fațadă, patriotism foarte ușor de însușit, pentru care nu trebuie să ai cine știe ce competență, e de ajuns să-l Bine, declari. în vorbe e foarte ușor să fii patriot. La fiecare câteva cuvinte pomenești de România, de dragostea ta pentru România, cât de mult îți iubești țara și așa mai departe. Astea sunt lucruri care, dacă nu au și o acoperire, sunt foarte ieftine, cum să spun. Acoperirea ar însemna să faci ceva, să faci ceva pentru țara ta. Deci, patriot ești în funcție nu de ce zici, că încă o dată e foarte ușor să zici, dar în funcție de ceea ce faci, e puțin mai complicat. Iar dacă ne referim strict la istorie, cred că patriot ești dacă faci o istorie așa cum se face în zilele noastre, nu cum a făcut-o, să zicem, școala ardeleană acum 2 secole sau 2 secole și jumătate, când și-a avut rostul ei istoria aceasta ca argument național, ca argument în construirea națiunii și statului național român. Și istoria a trecut prin tot felul de prefaceri și dacă vrei să participi cu adevărat la dezbaterea istoriografică europeană, trebuie să vorbești în sensul celor care se cer astăzi de la munca și discursul istoricului, nu să vii la nesfârșit cu aceeași retorică naționalistă. Noi avem retorică naționalistă, slavă Domnului, dar avem mult mai puțină recunoaștere în restul lumii. Deci pentru cine facem toată această desfășurare de argumente naționaliste? Nu ești credibil în afară. Și dacă ne uităm pe, să zicem, pe sintezele de istorie europeană care s-au publicat de un număr de ani încoace în diverse țări, vedem că românii și România strălucesc mai curând prin absență. Și nu e vina tuturor românilor, nu e vina României, este în bună măsură și vina istoricilor care nu ajung să se adapteze timpului de astăzi. Vorbesc tot cu și împing în față tot argumente vechi care nu mai au trecere în prezent. Această nouă carte plină de cifre și de hărți apare în pragul centenarului. De ce ați simțit nevoia să o scrieți? Eu simt multe nevoi când e vorba de scris, cum știți, am abordat tot felul de subiecte, iar cartea asta vine în urma mai multor cercetări și câtorva cărți privitoare la anii primului război mondial, inclusiv așadar Marea Unire, crearea României Mari la capătul acestui conflict mondial. Da, am început cu o carte intitulată Germanofilii, care a apărut, nici nu mai știu, cred că prin 2009. Și am scris atunci cartea asta, de fapt am cercetat foarte, foarte intens problema celor care au gândit altfel în 1914-1916 față de, să zicem, majoritatea românilor. Dar nu erau nici ei chiar o minoritate neînsemnată. Foarte mulți intelectuali români și oameni politici, eu m-am ocupat de elita intelectuală, au gândit altfel participarea sau eventual neparticiparea României la primul război mondial. Deci nu alături de Antanta, cum s-au petrecut lucrurile, deci alături de Franța, Marea Britanie și Rusia pentru Transilvania și Bucovina, și ceilalți gândeau că e mai urgent să mergem alături de puterile centrale pentru a elibera Basarabia, care se afla într-o situație mai gravă decât Transilvania și Bucovina. Alții erau pur și simplu neutraliști, a existat și un curent neutralist. Deci, unanimitatea despre care tot ne place să vorbim, nu există ideea asta că în marile momente ale istoriei românii sunt uniți. Nu, și în marile momente ale istoriei
Sigur că până la urmă se alege o cale sau alta, sau ți este impus o cale sau alta, dar oamenii în mod firesc au păreri diferite și adesea contradictorii. Deci am zis că mi-aduc și cred că mi-am adus o contribuție prin această carte Germanofilii în lămurirea unor chestiuni privitoare la cum s-au petrecut lucrurile în România în anii Primului Război Mondial. În general, Primul Război Mondial trece în plan european, vreau să spun, printr-o perioadă de recercetare, reinterpretare, de pildă nu se mai aruncă toată vina asupra Germanii sau asupra Austro-Ungariei și Germanii. Chiar istoricii francezi au liniștit mult lucrurile în această privință, ei care au strălucit inițial prin interpretări cât se poate de antigermane. Și în momentul de față se consideră că lucrurile sunt mult mai complexe, sigur. Și Germania și are partea sa de vină, dar fiecare și are partea de vină sau partea de contribuție. E foarte încurcată treaba asta, cum a izbucnit Primul Război Mondial. Au fost pași, cum să spun, pași mărunți care, adunându-se, au dus la un deznodământ cumplit pe care nimeni nu l-aștepta, deci un mare război mondial se credea inițial că va fi așa un conflict scurt de câteva luni și a fost un război cumplit, care s-a soldat însă, pentru unele țări cel puțin, pentru unele națiuni, s-a soldat cu un câștig pentru România, chiar cu un câștig neașteptat, fiindcă România și-a lipit nu numai Transilvania și Bucovina, ci și Basarabia, ceea ce nu era deloc în proiect, odată ce s-a decis că se merge cu Antanta, deci inclusiv cu Rusia, bineînțeles că România nu avea cum să pretindă Basarabia. A fost o renunțare la Basarabia, considerându-se că momentul e prielnic și e mai bine așa să intrăm în război pentru Transilvania și Bucovina. Însă până la urmă războiul a avut un mers ciudat. Mai întâi germanii au înfrânt pe ruși, au scos Rusia din război și în felul ăsta, fragmentându-se Imperiul țarist, Basarabia a trecut la România și după aceea au fost înfrânți și germanii la rândul lor și Austro-Ungaria, sigur, alături de Germania și în felul acesta Transilvania și Bucovina s-au alipit de asemenea României și așa s-a făcut România Mare. Discutați în carte mulți factori care au determinat formarea statelor națiuni, dar și factori care au dus la mișcări secesioniste. Conferința de pace de la Paris a avut ca principal criteriu în judecarea formării statelor naționale limba vorbită. Da, principiul a fost dreptul popoarelor la autodeterminare. Dar enunțat de președintele Wilson al Statelor Unite și recunoscut de conferința de pace. Problema era însă cum definești un popor sau și mai bine o națiune, ce înseamnă asta. Nu putem pretinde acum de la o conferință de pace să rezolve toate problemele de ordin istoric, filozofic, ce e o națiune. Putem discuta și noi, acum se poate discuta la nesfârșit ce este, ce nu este o națiune, nu există niște definiții stricte. A zice că o națiune, o comunitate care se consideră a fi o națiune, este o națiune. Deci nu e o chestiune doar din obiectiv, este o chestiune de atașament la un ideal, de atașament la anumite simboluri. Odată ce consider că aparții unei națiuni, înseamnă că aparții chiar unei națiuni. Dacă nu consider că aparții respectivei națiuni, deci, încă o dată, sigur, sunt definiții diferite. Este definiția politică a națiunii, definiția franceză, e definiția etnică, definiția germană. Deci ești francez fiindcă vrei să fii francez și ești german fiindcă te-ai născut german. Sunt două definiții diferite și care se bat chiar cap în cap. Da, s-a mers, cum era să se meargă la conferința de pace, pe criteriul cel mai evident care este acela limbii, limbii materne, limbii vorbite, limbii de... Dar asta n-a funcționat ca un criteriu, cum să spunem, nu s-a verificat în toate cazurile. Păi nu s-a verificat, asta este, în cazul românilor s-a verificat. Deci România s-a dovedit a fi o construcție națională solidă, nu? Au trecut 100 de ani
în 100 de ani n-a existat nicio tentativă de divizare a teritoriului românesc din partea românilor. Sigur, a existat din afară în 1940 cu pierderea Basarabiei, Bucovinei, Ardealului de Nord, dar asta nu a fost treaba românilor, a fost treaba celor care au răpit României aceste provincii. Însă în alte locuri nu s-a petrecut așa. Dacă vă uitați, sunt multe hărți foarte interesante pe care le-am reprodus în această carte, deci hărți etnografice din preajma primului război mondial. Și dacă vă uitați, zona aceasta locuită de sârbi, de croați, de bosniași, de muntenegrini, apare cu o singură culoare. Deci toți vorbesc sârbo-croata sau croato-sârba, cum îi spuneau unii sau alții, și atunci harta îi reprezintă ca fiind un singur popor pe criteriul acesta lingvistic. Ori istoria nu a ratificat acest punct de vedere, care s-a încercat atunci să se pună în practică. Deci sârbii, croații, toți erau de același neam și așa mai departe. Ori iată că unitatea asta s-a spart și s-a spart repede, încă din perioada interbelică, într-o manieră dramatică, vezi asasinarea regelui Alexandru. Bun, iar în anii mai recenți, adică acum nici nu mai știu, au trecut vreo 15 ani, au fost masacre cumplite, nu? Un război civil teribil care a arătat că lucrurile nu au mers în formula asta unitară. Deși vorbesc aceeași limbă, dar au trecut prin istorii diferite, chiar sensibil diferite, prin spații de civilizație diferite. Sârbii sunt balcanici și ortodoxi, croații sunt catolici și mai occidentalizați, iar slovenii sunt și mai occidentalizați și de asemenea și ei catolici. Deci contează pe lângă limbă și religia și factor de ordin istoric, de ordin cultural și așa mai departe. Încă o dată, există o națiune atunci când oamenii vor ca respectiva comunitate să fie o națiune. Dacă oamenii vor altceva, nu vom avea o națiune, ci vom avea, dacă vrei cu tot din adinsul să-i ții strâns într-o națiune, ajungem uneori la război civil, la dezmembrări din astea dramatice. Așa s-au petrecut lucrurile și în Cehoslovacia, între cehi și slovaci. Nu s-a pretins niciodată că ar fi aceeași limbă, dar sunt două limbi foarte apropiate și astfel s-a constituit Cehoslovacia la sfârșitul primului război mondial într-o manieră bizară, cum să spun, fiindcă era, cum s-a mai spus și cred cu dreptate, o Austro-Ungarie în miniatură. Deci era mai întâi mergând spre apus spre răsărit partea cehă, care însă cuprindea și o populație germană în zona de frontieră, în zona muntoasă, sudeții, germanii din zona sudetă, care locuiau în mare majoritate, locuiau masiv pe teritoriul respectiv. Deci, potrivit dreptului popoarelor la autodeterminare, ar fi trebuit să se separe germanii de cehi. S-a susținut însă, de data asta cu alt gen de argumente, că Cehia este o unitate istorică și nu poate să fie sfârtecată. Bun, pe de altă parte, așa pretind și Ungaria că e o unitate istorică, dar asta nu le-a folosit la nimic, fiindcă s-a ajuns la dezmembrarea Ungariei, tocmai pe principiul dreptului la autodeterminare a popoarelor. Bun, după aceea venea spațiul slovac, cu un teritoriu în sudul Slovacii locuit majoritar de maghiari și li s-a mai adăugat și Rutenia, Ungaria subcarpatică, astăzi parte din Ucraina, deci zonă locuită de ucrainieni sau de ruteni, cum erau numiți. Și în felul ăsta Cehoslovacia, într-adevăr, este un stat alcătuit din destul de multe etnii și nu a rezistat. Din fericire, fără masacrele care au avut loc în Iugoslavia. Totuși, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, germanii au fost evacuați, germanii sudeți, 3 milioane totuși de oameni au fost alungați plătind pentru ceea ce nu ei neapărat făcuseră, în orice caz, nu toți germanii în al doilea război mondial. Și până la urmă s-au separat și cehii de slovaci sau slovacii de cehi. Nu, din punctul ăsta de vedere, România oferă o variantă mult, mult mai reușită.
Dar cum vă explicați că în România au existat și minorități puternice, au existat și provinciile au avut o istorie și o amprentă culturală destul de diferită. Adică da, se vede nu mult, chiar atât de diferită. Totuși, spuneți că suntem mai sudați ca niciodată. Bine, explicațiile nu sunt ușor de dat. Sigur, a contribuit limba comună, pe care o au și alții, vezi, Iugoslavia despre care vorbeam, a contribuit și biserica ortodoxă, deși o parte, jumătate, să zicem, din românii transilvăneni aparțineau bisericii greco-catolice, bisericii unite, dar cu diferențe totuși, chiar între uniți și ortodoxi, mai puțin pronunțate decât între romano-catolici și ortodoxi, adică deosebirile de ordin etnic, național, cultural între Croația și Serbia sunt mai mari decât între Transilvania, între românii transilvăneni și românii, eu știu, din Muntenia sau din Moldova. Cert e că lucrurile așa s-au petrecut. Și de asta eu sunt uimit când aud susținându-se ca și în apelul, faimosul apel al academicienilor, că România e în pericol, că e pe cale să fie dezmembrată, nu știu ce se mai poate întâmpla. În schimb, aceiași autori vin cu o imagine idilică și foarte unitară, foarte națională, a unui trecut mai mult sau mai puțin îndepărtat. Nu? Dacii reprezintă o primă unitate, apoi Mihai Viteazul a urmărit tot o unitate de tip național. Lucrurile astea nu sunt deloc adevărate. Și în loc să vadă ce este astăzi, deci România e cu adevărat unită, România e sudată. În timp ce Mihai Viteazul, în mod evident, n-a avut o conștiință națională, că nici nu putea să o aibă la 1600, să nu ne închipuim că transilvanenii au fost bucuroși de ce li s-a întâmplat la 1600, mai ales că Transilvania ca stat era un stat unguresc, aristocrația, principii Transilvaniei aparțineau... Bine, inițial cred că tipul ăsta de argumente au fost ca răspuns la argumentele de drept istoric invocate de ungurii privind Transilvania. Da, însă până la urmă nu s-a ținut seama în primul rând de dreptul istoric, iar în ce privește Transilvania, e clar că ungurii au drepturile lor istorice, ca să spun așa, însă s-a aplicat dreptul natural, dreptul etnic. Deci pur și simplu Transilvania a revenit României, fiindcă românii erau la 1918 sensibil mai numeroși decât maghiarii. Deci în teritoriul care s-a unit atunci cu România, nu numai Transilvania propriu-zisă, ci și Banatul, Crișana, Maramureșul, deci zicem Transilvania așa în sens larg, la 1918 sau mai precis la 1910, când a fost ultimul recensământ în Austro-Ungaria, românii reprezentau vreo 54% ceva în genul ăsta, iar maghiarii 31%. Puțin peste 30%. Și în fapt, chiar mai puțin, fiindcă criteriul la recensămintele astea austro-ungare era de fiecare dată criteriul limbii vorbite, nu al etniei. Și maghiară era vorbită, sigur, de unguri în cea mai mare măsură, dar nu numai de ei, și de evrei, de pildă. Deci procentul e ceva mai mare decât în realitate al ungurilor etnici, să le spun. Dar și așa, 50 ceva la sută față de 30%, e clar că românii erau mult mai numeroși. Iar acum sunt încă și mai numeroși. Deci, în prezent, ungurii au scăzut sub 20%. Se inversează lucrurile. În loc să se considere cu argumente de neatacat că România e într-adevăr o construcție națională solidă în prezent, idealizăm din punctul ăsta de vedere și deformăm trecutul cu conștiința națională, cu națiunea română medievală și așa mai departe și ne dovedim lipsa de încredere în capacitatea națiunii române astăzi să fie ceea ce este și să continue. Foarte curios. Interesant și privitoare la cele două modele al Ungariei și al Austriei în cadrul Imperiului Austro-Ungar. Da, se cam băteau cap în cap. Adică își trata minoritățile mai degrabă în funcție de
drepturile, de drepturi egale ale minorilor, ale tuturor cetățenilor. Da, e oarecum în Ungaria, în Ungaria din perioada asta, monarhiei dualiste austro-ungare, cred că s-au inspirat din modelul francez, fiindcă francezii vorbesc de o națiune perfect unitară. În Franța nici astăzi nu există minorități. Unii am auzit recent pe la televizor, mai auzit câte o critică la adresa Franței, cineva spunea că România ar putea să fie un model pentru Franța, pentru respectul acordat minorităților. Bun, poate că da, dar Franța nu vrea să fie o țară cu minorități, vrea ca toți francezii să se simtă francezi. E un proiect generos, cum să spun, dar depinde cum îl aplici, în ce context. Ungurii au încercat să facă treaba asta în Ungaria și au procedat la o maghiarizare care a dat și rezultate, dar nu chiar atât de rapide și atât de pline cum ar fi dorit conducătorii statului ungar din perioada dualistă. Da, ei nu aveau prejudecăți, ca și francezii în privința asta, cu privire la originea cuiva. Nu? Petöfi, marele poet maghiar, are o origină slavă. În orice caz, nu origină maghiară și așa mai departe. Și de Kossuth s-a spus, dar e de discutat aici despre originea lui slovacă. Alții, un marele compozitor, marele muzician, Liszt, e de origină germană, nici nu știa ungurește. Dar e un mare compozitor ungur. Deci, e filozofia asta a unității naționale, indiferent de origină. Deci aici nu existau prejudecăți cu privire la origină, dar trebuia să te maghiarizezi. Odată ce vorbeai maghiară, odată ce erai pătruns de cultură maghiară, de simbolurile istorice maghiare, era suficient. Nu, chiar și în evul mediu fusese suficient. Ioan de Hunedoara era român, dar român, sigur, maghiarizat, e înmormântat în Catedrala Catolică de la Alba Iulia. Deci era un nobil ungur, catolic, de origine română. Iar fiul lui, care a fost rege al Ungariei, Matei Corvin, era pe jumătate român. Da. Deci, națiunea maghiară se arăta foarte, foarte primitoare, cum să spun, dar cu condiția, într-adevăr, să te integrezi pe deplin, din român sau din slovac, să devii ungur. Vorbiți despre era națiunilor ca fiind aproape terminată, spuneți că se joacă cumva în prelungiri, dar în Europa acum e plin de mișcări secesioniste și, eu știu... Da, dar și asta lucrează până la urmă împotriva modelului național. Da. Deci sunt națiuni care păreau consolidate, teritorii naționale bine definite și acum vedem că iau amploare mișcările astea separatiste, mai recent în Catalonia, dar încă de mai mult timp în Scoția, în Italia. Bine, Italia e un caz special. Italia s-a dezvoltat. Nu, dar mă gândesc la Italia. Poate că Italia nici nu trebuie să spun acum o vorbă care nu știu dacă va deranja sau nu pe cineva, dar occidentalii nu se simt deranjați atât de repede. Românii se simt, dacă zici ceva ce pare neconvenabil cu privire la trecut sau la un personaj istoric, imediat e un întreg spectacol de proteste. Nu, ce vreau să spun este că, glumind puțin și exagerând poate, că poate, Italia nici n-ar fi trebuit să-și facă unitatea națională în secolul XIX, fiindcă aveau asemenea tradiție de neunitate, ca să spun. Deci Italia s-a dezvoltat timp de secole, de-a lungul evului mediu și până în plină epocă modernă, pe cetăți și orașe și pe state mici, dar, mă rog, cu un rol important chiar în istoria de europeană, să ne gândim ce a însemnat Florența, nu Toscana, ce a însemnat Veneția. Dar tradiția asta era mai curând de ordin regional decât de ordin național, unitar, unificator. Și se vede și astăzi Italia de Nord față de Italia de Sud. Deosebirile efectiv sunt mari și
reprezentările oamenilor cu privire la istorie, cu privire la prezent, sunt diferite. Da, așa încât națiunile sunt prinse ca într-un clește, pe de o parte de procesul unificator european, iar pe de altă parte de fragmentarea asta în sensul regiunilor. Nu știu unde se va ajunge. Cert este că ideologia națională în ansamblu nu mai are forța pe care a avut-o în secolul al XIX-lea și justificarea pe care a avut-o atunci. De altfel, statele astea naționale au ajuns să pară prea mici, cum să spun. De asta se face și Europa. Fiindcă state care erau, și nu vorbesc de România, dar state care erau mari puteri ale lumii, nu, Marea Britanie, Franța, Germania, sunt acum în condiția de state de categoria a doua, să spunem, nu? Să le comparăm cu China, să le comparăm poate mâine și cu India, ce știu eu, să le comparăm firește cu Statele Unite, chiar și cu Rusia. Deci unitatea europeană a fost necesară și pentru a depăși, sigur, grozăviile războiului, cel de-al doilea război mondial. Deci motivele sunt multe, dar un motiv esențial a fost și acela că țări cândva mari nu mai reprezentau mare lucru pe harta lumii. Deci doar unirea întregului spațiu european mai poate să facă din Europa de data asta un actor planetar important, unul dintre principalii actori politici, economici, militari și așa mai departe. Albinte, nici Franța, nici Germania, nici Marea Britanie nu mai reușeau să fie decât puteri de mâna a doua. Putere de mâna întâi nu mai poate să fie decât Europa, dacă se va face cu adevărat unitatea Europei în sensul unei federalizări. Deci nu știm cum va fi viitorul, să nu mă întrebați, că am spus de nu știu câte ori că despre viitor se spun doar prostii, așa că nu țin să spun și eu o prostie în plus. Ceea ce știm, e de bănuit, că viitorul va fi foarte diferit de prezent. Dar în ce sens? Da, fiindcă istoria se accelerează. Se accelerează. Uitați-vă în 20-30 de ani câte s-au petrecut decât cu internetul, cu telefonia mobilă, s-au răsturnat complet toate structurile, toate valorile, toate și lucrurile merg din ce în ce mai repede. Deci nu știm ce va fi. Nu știm ce va fi. Dar va fi o lume tot mai diferită de lumea de astăzi. Și mă îndoiesc că națiunile vor juca la nesfârșit rolul pe care l-au avut. Dacă se va face Europa. Dacă nu se va face Europa, va fi teribil, nu știu. Nu cred că e de imaginat orice, dar ar fi un scenariu la care aproape ți-e și teamă să te gândești. Ce facem? Intrăm iarăși într-o stare de anarhie în Europa? Ar însemna anularea completă a oricărui rol pe care Europa l-ar mai fi putut juca la scară planetară. Deci să sperăm că se va face Europa și asta înseamnă o Europa care să fie tot mai unită, tot mai cimentată și până la urmă va lua locul națiunilor. Poate, probabil, sigur, nu știu. Da. Asta e.